Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitatul nostru e un multiplu campion, Mihai Leu. Și când spun multiplu campion, domnule Leu, mă gândesc nu numai la faptul că ați fost campion de box, sunteți campion absolut național de raliuri, sunteți un campion și în ceea ce se cheamă lupta pentru viață. Deci sunteți multiplu campion. V-ați numărat vreodată titlurile? Nu. Nu. Îmi plac campionii care nu-și numără titlurile. Fiind încă așa foarte activ, încă nu am făcut un bilanț. Foarte bine. Dar probabil că peste câțiva ani am să fac asta. Spuneți-mi, în clipa asta intrăm într-un ring sau suntem într-o mașină care merge pe un traseu accidentat? Într-o probă de coastă sau sună ridicol? La probele de coastă, drumul trebuie să fie ca în palmă. Adică, bine, dacă are o mică atunci denivelare... Nu, nu. Nu. Atunci în ce suntem? La raliu, spre exemplu, sunt și raliuri pe drumuri forestiere. Și acolo sunt și denivelate și cu gropi, dar mașinile au alte suspensii, alte roți, alte cauciucuri. Vă invit într-un raliu atunci pe un drum forestier. Sper să nu dăm prea multe gropi. Și dacă dăm de gropi, trecem peste ele în viteză. Asta e secretul. Dar să nu ți se rupă planetarele sau nici să te dai și peste cap, nu? Se întâmplă și asta. V-ați dat vreodată peste cap? Nu, numai odată, de mai multe ori. Ce senzație. Dar nu este o senzație plăcută, este, să zic așa, același lucru ca și când primești o lovitură foarte puternică la box, dar dacă vrei să ai rezultate, în momentul în care s-a oprit mașina din, nu știu, din rostogolire sau ai sărit afară, primul gând pe care l-ai în minte este cum să mergi mai departe. Primul raliu pe care l-am câștigat în viața mea, bine, în clasamentul general, pe a doua probă specială chiar am lovit mașina foarte rău, era să sară într-un lac. Am terminat proba destul de greu. Mecanicii în parcul de service au îndreptat cu barosul ce s-a putut îndrepta, au schimbat parbrizul, au pus alte roți, am mers mai departe și am câștigat raliul. Asta vă caracterizează, domnule Leu, și pentru asta aveți toată admirația mea. Capacitatea asta a dumneavoastră de a continua lupta, chiar și în condiții, cum să spun, total neprielnice, de pildă în box, ați jucat, am văzut, m-am documentat, 8 reprize cu tendonul de la mână rupt, de la mâna stângă, ori dumneavoastră sunteți, cum să spun, erați, iertare pentru erați, maestru al loviturii, cum se cheamă, cu stânga. Directa de stânga. Da, directa de stânga a fost, să zic așa, lovitura care m-a făcut campion mondial. Și cu tendonul rupt, când altul ar fi cerut întreruperea meciului, dumneavoastră ați continuat să luptați și ați câștigat acel meci. Nu știu dacă așa m-am născut sau am devenit așa, dar știu că am avut... Poate amândouă. Probabil. Am avut un antrenor, Eustațiu Mărgării, cel care m-a format ca boxer și care m-a învățat tot ce știam. O să ajungem acolo. Un nume de personaj de roman, Eustațiu Mărgărit. Ați spus mai înainte un lucru, că era cât pe aici să cădeți cu mașina într-un lac. Da. Credeți că ați fi în stare vreodată să apăsați pe accelerație puternic și să săriți în mod voit într-un lac sau într-o prăpastie ca un accident provocat, ca o sinucidere mascată și toată lumea să spună bietul Leu l-a trădat mașina? Nu aș face niciodată așa ceva. Cred că trebuie întotdeauna să te lupți și mai ales cred că ai și niște obligații în viață. Eu, spre exemplu, am o familie și nu aș putea să fac niciodată așa ceva. Nu vreau să fac tortură emoțională cu un campion. Da. Eu sunt o fire foarte optimistă și întotdeauna mă gândesc doar la lucruri pozitive. Credeți că un campion ca Schumacher, de pildă, dacă i s-ar pune în față două butoane și pe unul, dacă apasă, să însemne deblocare, lăsați-mă să mor, și pe celălalt să continuăm așa, pe ce buton credeți că ar apăsa? Ce se întâmplă cu el este chiar incredibil. Adică este ce îi se poate întâmpla cel mai rău unui campion. Mai rău campion decât moartea. Da, dar cred, sincer vă spun, eu cred că el și acum, el luptă să-și revină. Orice campion, eu cred că ar merge în continuare. Învățați-ne și pe noi, dumneavoastră, multiplu campion și om care a știut ce înseamnă să se reinventeze, cum să facem să ne stăpânim până la urmă psihicul, fizicul, când intrăm într-un ring. Întotdeauna am fost de părere că psihicul este 70% din ceea ce faci. Acum, bine, nu ajunge psihicul, adică În spatele unui psih puternic. Bineînțeles. Am fost învățat de mic. Dacă aveam un program de antrenament, spre exemplu, trebuia să alerg 10 km.
niciodată nu însemna să te oprești la 9,8 km. Sau dacă afară era ploaie torențială și era frig și erai răcit, aveai un nu motiv? Însemna că nu te duci să alergi fiindcă afară plouă. Adică primul secret, să nu furi la cântar. Tu nu furi pe nimeni, tu te furi pe tine. Și cred că toate astea, de asta sunt convins că îi datorez atât de mult domnului profesor Eustațiu Mărgărit, fiindcă de când eram mic, haideți, el așa m-a format. Deschidem capitolul Eustațiu Mărgărit. Dacă ar fi să ni descrieți ca pe un personaj de cinema, cu ce actor ar semăna sau ce actor ați distribui în rolul lui Eustațiu Mărgărit, antrenorul care v-a creat? Cred așa că îi s-ar potrivi, să zic, Robert De Niro. Fermecător. Să știți că dânsul chiar a și studiat teatru. Întâmplare. Unde? În București. La a studiat institutul? Da. Din păcate a murit în acest an. La ce vârstă? 85 de ani. Deci vreau să vă spun că recita poezii era așa, deci era o plăcere incredibilă să-l asculți. Cam da. Ce gen vă recita? Deci, în general, cred că poezii de dragoste. Ca să contracareze duritatea boxului. Să știți că boxerii de obicei, sunt o să vedeți că nu sunt chiar atât da? De duri cum par la prima vedere. Dânsul stătea la București, dar era antrenor federal, lucra pentru Federația Română de Box și mergând prin țară să vadă talente, să vadă ce antrenamente se fac în țară, m-a văzut la Hunedoara și după aceea a început să mă pregătească. Da. Și ați venit de la Hunedoara, unde erați la liceul de matematică fizică și v-au transferat ca o tânără speranță de mare sportiv, ceea ce erați, la București și v-ați trezit la liceul Gheorghe Lazăr și la clubul Dinamo. Da. În momentul în care am venit în București, ideea a fost, știți cum era pe vremea aia, să faci și școală, să faci și sport. Știu. Eu îmi doream foarte mult să dau la Academia de Științe Economice, la ASE, cum se numea, și am fost acceptat la liceul Gheorghe Lazăr. În ce clasă erați? A 11. A 11. Nu mi-a fost ușor la început în București și mai ales venind din Ardeal și la școală râdeau foarte mult că ziceam, știți cum ardelenii, no hai, no... Deci erați mai blând, mai lent, mai calm. Da, și cum v-ați simțit? Ați suferit sau nu? Nu, mi-am făcut foarte mulți prieteni și atunci la liceu. Dar eu mă antrenam zi de zi cu domn profesor Eustațiu Mărgărit. La Dinamo? Eu, nu, făceam la Institutul de Educație Fizică și Sport, în sala de box, acolo făceam antrenamentele. Lui a plăcut că eu eram puțin mai înăltuț, așa, brațe mai lungi, și ideea lui a fost să-mi facă o directă de stânga foarte bună. Tot Eustațiu Mărgărit a început să îmi spună că un adevărat boxer nu se bate niciodată pe stradă. Un adevărat boxer nu trebuie să arate unui coleg în clasă sau cuiva că el este mai tare, ci doar acolo pe ring, unde se luptă cu alții de nivelul lui. Ce frumos! Și asta, da, asta pur și simplu m-a făcut așa să mă schimb în totalitate. Deci de la, nu știu, băiatul ăla plin de energie care eram și oricând... Gata să servească un pumn. Am devenit cu totul altă persoană și din punctul ăsta de vedere. Și ce v-a mai învățat Eustațiu? Mi-a zis că este important în box mai bine decât să dai 100 de pumni și să primești 90, a zis mai bine dai 2 și nu primești niciunul. Și atunci tot stilul ăsta al meu de box a fost de a avea o apărare foarte bună, de a învăța să eschivez loviturile adversarilor. Când jucați la amator, din 200 de meciuri ați pierdut doar 10, iar knockout ați fost făcut de câte ori? Odată. Odată. Da? Să-mi povestiți cum e. Și la profesioniști, din 28 de meciuri n-ați pierdut niciunul, ceea ce mi se pare formidabil. Da. Când ați fost făcut knockout, e o întrebare stupidă, dar cum e? Ați văzut stele verzi? A fost o senzație atât de ciudată. Prima dată când eram jos, a fost prima dată în viața mea și singura, nu-mi dădeam seama dacă este adevărat sau dacă visez. După aceea, cumva, așa cum se zice, mi s-a rupt tot filmul. N-am mai știut nimic ce s-a întâmplat, deci sincer nu știu cum am ajuns în vestiar, nu știu ce, ce s-a întâmplat. N-ați auzit numărătoarea arbitrului? Nu, nu, n-am auzit-o. Arbitru m-a numărat, m-am ridicat, bine, asta am văzut-o pe caseta video, m-am ridicat, dar nu mai eram în stare să continui meciul. Unde v-a lovit? În bărbie. Ați avut vreodată un dinte rupt? Normal că am avut. Să știți că un sport foarte dur, dar în care există
mult mai mult fair play decât în alte discipline. Dincolo de cruzimile lui, că am citit acum câteva luni, de un băiat care a murit în ring în urma unor lovituri. Chiar doi boxeri au murit, cred că în ultimele 6 luni. Eu am vorbit cu mulți ani în urmă, chiar am vorbit cu un doctor pe tema sănătății. Și poate să fie afectat un boxer care nu se odihnește, care, nu știu, poate a primit niște lovituri dure, a avut un meci și după aceea nu are destulă pauză să se refacă. Adică doar faptul că tu ești bine pregătit, ești odihnit, ai mâncat așa cum trebuia. Tu dacă te duci la un meci și îndeplinești toate condițiile astea... Nu poți să mori în ring. Nu. Dar sunt niște lucruri strict interzise în box, de pildă lovitura sub centură. Nu ai voie să lovești sub talie. Bine, ai voie să lovești doar așa să zic și la cap până aici și tot corpul, adică n-ai voie să lovești în spate. În spate nu ai voie, în ceafă nu ai voie, în cap nu ai voie în spate. Nu. Cu toate că uneori... Se mai întâmplă și vă dați seama, am avut și adversari nesportivi. Am primit, nu știu, și lovituri după cap și în spate și cu și capul. Arbitru și arbitru nu vedea? Sunt situații când arbitru vede, sunt situații când arbitru nu vede. Și ne întoarcem la Eustațiu Mărgărit. Domnul De Niro, plin de farmec, vă pregătea cu directa de stânga în timp ce vă recita poezii de dragoste. Era însurat? Da, avea copii? O fetiță, mai târziu s-a născut, adică nu era chiar la prima tinerețe. Fetița știu că a plecat în Italia și eu plecând de vreme practic am rupt contactul, mai ales știți cum era pe vremea aceea regimul comunist. Nici nu prea puteam lua legătura cu nimeni și sincer erau și mulți care nici măcar nu vreau să ia legătura cu mine. Fugeau de dumneavoastră, păi... că erați un transfug. Da, eram la Clubul Steaua când am plecat. Păi mi-a zis că erați la Dinamo. Am fost la Dinamo. Am intrat la facultate și... La ASE sau la IES? Nu, până la urmă n-am mai putut să merg la școală, am fost coptat la lotul național. Ca să merg la lotul național nu mai puteam să fac cursuri în continuare la Gheorghe Lazăr, fiindcă la Gheorghe Lazăr știți că se făcea carte. Școală foarte dură și nu puteam să le mai țin pe amândouă. Și atunci m-am transferat de la Gheorghe Lazăr la Liceul Industrial 37, unde erau foarte mulți sportivi. Am avut colegi cu care nu m-am cunoscut niciodată. Că erau tot timpul ne plecați auzeam, la antrenamente. Sau ei plecat, sau eram eu plecat. Ce chestie. Și nu ne-am întâlnit niciodată. Și ați trecut ca prin brânză, deci prin bacalaureat, prin liceu și ați intrat la IEFS. Da, iar în noiembrie am plecat în Grecia și n-am mai venit. Așa asta că... a fost, să-i spunem, momentul fuga din România. Da, 1987 în noiembrie. Când aveați 19 ani. Da. Că sunteți născut în 68. Da. Întoarcem timpul înapoi. Spuneți-mi, sunteți ardelean jet-be-jet, jet, am o bănuială că nu, pentru că undeva povestiți că cel care v-a dus prima oară la un meci de box a fost un bunic din Brăila. Deci acest bunic din Brăila vă strică dosarul de ardelean. Da, bunicul a fost brăilean și poate de la el am moștenit pasiunea asta pentru box. E bunicul dinspre tată? Da, da, da. Deci Leu, domnul Leu din da, Brăila. Da, Leu Ștefan. Ce făcea el bunicul m-a dus în Brăila? Juca biliard, juca și cărți, era juca pe bani. Înainte asta de era... război și după? Da, da, da. Iar după o perioadă s-a mutat în București, a cunoscut-o pe bunica mea și cineva i-a spus că la Hunedoara se deschide un restaurant foarte frumos și au nevoie de personal. Și atunci, imediat, el a spus că se mută la Hunedoara. Ospătar sau bucătar? Da, ospătar a fost prima dată. După război sau înainte de război? Tatăl meu s-a născut la București în 1944. Cum îi spuneați bunicului? O tata. Deci o tata v-a dus la un meci de box. Da. Câți ani aveați? 8 ani. Erați un copilaj fragil. Doctorul v-a spus la un moment dat să nu facă sport copilul, că suferă cu are inima. Probleme la ei. Deci n-ați ascultat de doctor. Iar după aceea, după câteva luni, unchiul meu, cel mai mic dintre frați, m-a dus prima dată chiar în sala de antrenament. Câți copii au avut bunicii dinspre tată? 4 copii. 3 băieți și o fată. Tata este cel mai mare dintre ei. Tata s-a ocupat mai mult cu sportul, a fost campion național de automobilism. Vă trăiesc părinții? Mama mea a murit, tata trăiește. Unde locuiți în Hunedoara? Avem o casă în care ne simțim extraordinar de bine. Până și soția mea, care este italiancă, Ana, nici măcar, cu 2 de n, așa, spune la noi acasă la Hunedoara. Am văzut undeva că povestiți când ați fugit în Germania, dumneavoastră ați intrat într-un bistro și acolo ați remarcat o creatură numită Ana,
Da. Și în Leverkusen, un orășel. Bine, un orășel unde este concernul de chimie Bayer. Deci cam cât Hunedoara? Mai mare, dar Bayer este cel mai mare concern de chimie din lume și aveam un antrenor nou, Fritz Stunek. Fata lui avea, cred că, 14 ani și m-a rugat să iară puțin orașul, să vadă și ea, nu știu, pe unde poate să iasă sau... Erați un băiat de încredere, putea da, să da, lase da, pe da, fată. Da, nu, avea încredere în mine. Și am plecat cu ea în oraș și am intrat într-un mic restaurant din Leverkusen și acolo fata care servea era o italiancă și cu care mă cunoșteam. Trebuie să spun că mergeam destul de des acolo. Ana era în vizită la ea și Ana lucra la concernul de chimie la Bayer și era în vizită la prietena ei la care restaurant. Care servea la restaurant. Da. Eu le-am văzut că stau amândouă de vorbă și am zis ospătăriței, cine e fata aia frumoasă, mi-a zis că o prietenă de ei din Italia și am zis, te rog frumos, fă-mi și mie cunoștință cu ea. Și ne-a făcut cunoștință, am servit ceva împreună, am povestit și am plecat. Și când am ieșit din restaurant, i-am spus fetei antrenorului, am spus, aceasta va fi soția mea. Și așa a început idila. Și nu erau nici mobile. Nu erau. Bine, ea oricum nu știa. Bineînțeles că după aia am venit a doua zi iar, am început să mă interesez cine e, unde lucrează, ce face, să știu... Că ea dispăruse. Am început, bineînțeles, să mă duc în fiecare zi acolo. Ați speram să o întâlnesc din nou. Da. Și n-a mai apărut. După mult timp am reușit să o conving să ieșim împreună să mâncăm. După aceea am început să o chem la box. Nu vrea să vină, habar n-avea de box, nu știa absolut nimic. Nu știam cum să o aduc la un meci de box. Până la urmă am dat cumva de șeful ei de la Bayer. Și... O întreagă desfășurare de forțe, domnule Leu. Și... Am vorbit cu șeful ei, i-am dat două invitații la următorul meci de box și așa am reușit să o aduc la box. Și sper că n-a fost dintre cele 10 meciuri pe care le-ați pierdut din 200. Bine, vă dați seama că eram foarte motivat atunci. Cred că am câștigat prin knockout în 38 de secunde. Și chiar atunci am primit un buchet de flori în ring și atunci când am coborât din ring, i-am dat florile ei și după câteva luni, după ce am început să fim împreună, stăteam împreună, mi-a arătat, păstrase florile, le-a pus la uscat. Ne întoarcem la Hunedoara. Ați avut frați surori? Da, am un frate și o soră. Eu sunt cel mai mare. Și ei ce au făcut? Fratele meu a făcut până la un moment dat box, după care a renunțat și a făcut o hală de producție. Produce ceva din fier, nu știu să vă zic exact, că nu sunt foarte documentat. E bine de știut, domnule Leu. N-ați apelat la hala de producție a fratelui niciodată? Nu prea. N-ați avut nevoie. Și sora mea a studiat dreptul, dar s-a căsătorit, are o fetiță și nu prea a profesat. E în București? Sunt în București? Nu, în Hunedoara amândoi. Familia stă la Hunedoara. Bine, acolo am și foarte mulți prieteni, am foarte mulți foști colegi de la școală cu care încă mă întâlnesc. E cineva să nu vă cunoască în Hunedoara? Cred că nu. După ce am devenit campion mondial, la intrarea în Hunedoara, bine, nu mai zic de faptul că a fost foarte multă lume care m-a așteptat în oraș, în fața casei. Asta de se întâmpla în 1997. 97, când dumneavoastră aveați 29 de ani. Da. La intrarea în oraș, nu știu cine, a pus un banner pe care scria Mihai, Hunedoara te iubește. Pentru mine... Acum nu vreau să vă dau o lovitură sub centură, iată un termen preluat din box și atât de aplicat în ziua de astăzi în România. Dar vă întreb, de ce atunci când ați candidat în politică, la un moment dat n-ați primit suficiente voturi? Cum vă explicați că oamenii din Hunedoara n-au pus ștampila pe un campion? Nu pot niciodată să fiu supărat pe asta. Cred că nici eu nu am fost destul de convingător. Pe mine, dacă mă întreba cineva, nu știu, Mihai, se poate face asta după ce vei fi primar? Eu le spuneam, nu cred că se poate din cauza asta sau asta sau asta. Mi-a spus la momentul respectiv un om cu experiență în politică, a zis, Mihai, dacă oamenilor le spui că nu se poate face aia și aia, nu te vor vota, că ei vor vota pe unul
care le spune că se poate face. Și am zis, da, da, nu pot să-i mint. E o artă și asta, domnule Leu. Categoric. Să minți fără să clipești. Da, și acum eu totuși cred că oamenii au început să-și dea seama că sunt foarte mulți care mint. Și mi-am dat seama că probabil nici nu sunt născut pentru asta. Dumneavoastră ați fost născut să faceți sport. Și ați fost născut să respectați ceea ce se cheamă fair play-ul. Eu chiar am crezut că se poate face ceva, dar am avut atâtea dezamăgiri și cred că nu am avut la vremea respectivă destulă experiență politică. Oricum nici nu vreau să mai am, fiindcă este un domeniu care nu mi se potrivește. Bine, eram și mai copil, că probabil astăzi... În da, ce chiar an așa, era asta? În 2008. Un copil cam copt. Da, da, să știți că sportivii cam toată viața rămân copii. Am auzit că există boxeri care au făcut carieră politică. Primarul Kievului este boxer. Da, da, da. Vitali Klitschko este un fost coleg de-al meu. Am fost anul trecut vara, am fost două zile la el. 2008 am candidat și eu, a candidat și Vitali Klitschko. El acum a câștigat din a treia încercare. Și, spre exemplu, chiar vorbeam cu el atunci, înainte de alegeri. Da. Ziceam, Vitali, dacă o să câștigăm amândoi, înfrățim Hunedoara și Kievul. Bineînțeles că el nu știa cât e Hunedoara de mare. Am auzit că e un oraș interesant. Mai e industrial? Și... Bine, sau combinatul încă există, dar de la 20.000 de muncitori cât avea în vremurile bune, mai are cam vreo 300. Măcar nu mai poluează ca înainte, nu? Sau poluează la fel? Știți cum este? Există filtre ca să nu mai polueze așa de tare, dar ce este rău? Că oamenii nu prea mai au locuri de muncă și au plecat foarte mulți oameni din Hunedoara. Deci, practic, orașul de la aproape 100.000 de locuitori cât avea pe vremea comunismului, acum are undeva la 50.000. Să ne întoarcem la povestea dumneavoastră de până la 19 ani. Pe mama cum o chema? Ana. Da, cu un singur N, fiindcă era româncă. Și Ana cu un singur N, cu ce s-a ocupat? La un moment dat, părinții mei au divorțat și mama, înainte să divorțeze, practic, gestiona cu tata restaurantele unde lucrau. Câți ani aveați și... când mama s-a despărțit de tata? 14 ani. Și am rămas în apartament cu mama. A plecat tata. Da. După care tata... Era foarte supărat, foarte dezamăgit că niciunul dintre copii nu vrem să stea cu el. După care o perioadă am stat eu cu tata. Și ceilalți doi au rămas la mamă? Nu, sora mea este, cum să zic eu, este soră vitregă. Care s-a născut după ce tata a divorțat, s-a recăsătorit. Înainte să divorțeze, dar cred că și mama, chiar dacă el i-ar fi promis că... rămân împreună, probabil că era conștientă că tot nu va rămâne numai cu noi. Deci, practic, mama cu tata au avut doi băieți. Dumneavoastră, cel mare și cel mic, cu câți ani mai mic ca dumneavoastră? Cu 2 ani. Și eu și fratele meu am suferit foarte mult. Au fost chiar momente foarte grele. Mama s-a recăsătorit vreodată? Nu, niciodată. Câți ani a trăit mama? A murit la 59. A făcut un atac cerebral. Am vorbit cu ea dimineață, i-am zis mă duc să joc fotbal, după care vin la unde tine. Unde erați? La Hunedoara. Bine, eram la cafea, am zis beau o cafea, mă duc să joc fotbal, după care vin la tine. Și era singură în casă? Da. Au găsit-o niște vecini și ei au sunat la salvare, pe noi ne-au sunat imediat, am fost la ea, am fost la spital și... Aveați câți ani? 39. Și până la acea vârstă, mama niciodată nu v-a văzut boxând. Dați seama, mama unui campion niciodată să nu suporte să-l vadă nu, boxând. Nu, niciodată. O puteți înțelege? Da. Bine, i-am zis de foarte multe ori, hai la meci, hai să vezi tu cum e. N-a vrut niciodată să vină și poate înainte să am un băiat, nu mi-am dat seama cât de greu este să-ți vezi băiatul, mai ales în ringul de box. Să vezi că propriul copil o încasează. Dar apropo de o încasează, credeți că e mai ușor de suportat durerea fizică sau durerea psihică? Nu, durerea psihică. E mai greu de suportat? Da. Eu cred că durerea fizică nici nu se compară. Un nas spart nu doare la fel de mult ca o trădare? Nu, nici nu există comparație. În box am luat de multe ori lovituri și niciodată, spre exemplu, nu m-am gândit că mă doare. Singurul lucru la care m-am gândit a fost că pot să pierd meciul. Suporți durerea și nu te vaiți. Bine, asta cu văitatul... Vă place să vă camuflați rănile? Cred că oricum fiecare are problemele lui
Și cred că, nu știu, poate că așa m-a învățat Eustațiu Mărgărit. Spre exemplu, cel mai rău în ringul de box este în momentul în care adversarul te-a lovit și vede că ești afectat de lovitura lui. Fiindcă atunci, el poate să profite de slăbiciunile tale și să te afecteze și mai tare. Exact. Da. Și atunci, probabil că de asta m-am învățat. Dar așa și în viață. Dar cum arăți să nu arăți când primești o lovitură puternică în ochi, în nas? Cum faci să pară că nu e nimic? Dacă dorința ta de victorie este mai mare decât durerea, eu cred că poți să treci peste aia. După dumneavoastră, cel mai mare boxer din istoria boxului românesc, cine e? Francis Vaștea. De ce? A fost un boxer senzațional, foarte puternic și foarte tehnic și un caracter, chiar un om adevărat. Contează atât de mult în box ceea ce se cheamă caracterul? 100%. Se zice că în box nu ai cum să trișezi. Am auzit prin filme, mă rog, că există meciuri vândute, meciuri trișate și în box. Eu vă spun foarte sincer să aud pe cineva din apropiații mei că i s-ar fi cerut să nu câștige sau... Da, nu vi s-a cerut niciodată. Niciodată, nu. Am uitat să vă întreb, când ați venit în București ca adolescent, ați fost înmatriculat la Dinamo. Da. Și pe urmă v-ați mutat la Steaua. De ce? La vremea respectivă, dacă erai student, făceai numai 9 luni de armată. Dinamo nu avea armată cu termen redus și vroia să mă angajeze sergent major. Ca eu să fiu sergent major, trebuia să mă transfer la facultate la Seral. Și Dinamo tot încerca să mă angajeze ca să rămân definitiv la Dinamo. Eu nu vroiam să fac facultatea la zi. Zi. Și? Și atunci, în tot timpul ăsta, bineînțeles că cei de la Steaua, fiindcă era o luptă între Steaua și Dinamo, mi-au emis ordin de încorporare. La ora asta v-ați gândit vreodată, domnule Leu, că ați fost general ca Ilie Năstase și ca alții? Așa au decurs toate. Dar nu vă pare rău, nu? De multe ori în viață cred că ai de făcut niște alegeri. Niciodată nu știi dacă ai fi luat-o pe alt drum, dacă ar fi fost mai bine sau nu. S-a dovedit că până la urmă am avut noroc că am plecat la Steaua, că așa am putut să merg la campionatul mondial. Pentru că de la Dinamo n-ați putut? Tatăl meu a avut o încercare de a rămâne în Austria în 1978. După 2 luni de stat în Austria, s-a întors, dar vă dați seama că securitatea avea... Dar de ce s-a întors după 2 luni? Da, i-a fost dor de casă, de familie. Deci tata are o mică stofă de aventurier. Da. Și această tinichea exista în dosarul dumneavoastră. Exact. Totdeauna la mine vă dați seama că securitatea știa tot. Că ereditatea funcționează. Da, nu trecea nimic neobservat. Și atunci? Noi când am plecat în Cuba la campionatul mondial, oricum au plecat numai 3 boxeri, erau, cum să zic eu, restricții foarte mari și economii se făceau foarte mari. 3 boxeri și un securist sau doar 3 boxeri? Bine, la ora respectivă, arbitru care era cu noi, cred că el era cumul de funcții. Așa. Și noi treceam prin Canada și atunci s-a pus problema ca Mihai Leu să nu mai plece la campionatul mondial din Cuba. Fiind la Steaua București, Valentin Ceaușescu, care simpatiza Steaua, cei de la Steaua s-au dus la el și i-au spus: uitați care e situația, Mihai s-ar putea să nu plece, și am plecat pe semnătura lui. V-a plăcut la Havana? Da, foarte frumos, dar noi ne-am dus acolo să boxăm, am văzut extraordinar de puțin din Havana. În echipă care erau cei 3 boxeri? Nicolae Aliuță, la 48 de kilograme. Asta eu se și cheamă semimuscă. Semimuscă. Așa, da, vedeți, am pregătit semimuscă. Eu eram la ușoară, 63,5 kg și Francis Vaștac, 67, semimijlocie. Și ați ieșit campion mondial pe categoriile dumneavoastră, Vaștac la semimijlocie și dumneavoastră la ușoară. Da. O lovitură fantastică. Bine, mergând încolo, să știți că Ferry, la un moment dat, a fost cel care a zis: noi am făcut escală noaptea în Canada, și a zis Ferry: hai să rămânem aici. Și ce a spus? Nu știu, și am zis: păi, am muncit atât să mergem în Cuba, hai să mergem și vedem când ne întoarcem. Dar la întoarcere eram atât de fericiți că am devenit campion mondial că nu ne-am mai ars de rămas în Canada. Și Ferry, cum îi ziceți dumneavoastră, Vaștac, avea vreodată să rămână în Occident sau nu? Nu, 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 Ferry n-a rămas. Formidabil. Deci singurul lui moment să rămână a fost în Canada în acea noapte. Să știți că după ce am rămas la Balcaniadă în Grecia, Relu Auraș, care a fost antrenorul lotului național, cu el am fost și în Cuba și în Grecia, la întoarcere, bineînțeles că a fost chemat la poliție să dea declarație cum de n-a avut grijă de mine, de am rămas în Grecia. Și el a zis:
că dacă ar fi fost să facă o listă cu cei care ar crede că ar putea rămâne în străinătate, a zis că pe el s-ar fi pus înaintea mea. Având totuși situația pe care o aveam la vremea respectivă, nu credea nimeni că aș fi în stare adică să las situație? Tot. Dacă la 18 ani am avut mașină, după aceea am primit apartament în București, aveam și destul de mulți bani, cum era pe vremea respectivă, la cec. Nu vă simțeați singur? Chiar dacă aveam apartament în București, nici măcar o noapte n-am dormit în acel apartament. Nu se poate. Eram tot timpul plecat la Lotul Național. Unde era apartamentul? Balta Albă. Dar, și credeți-mă, nu am intrat niciodată în acel apartament. Doamne ferește! Da. E nebunie! Și aveați cheia de la el? Da. Și n-ați ajuns niciodată la adresă? Niciodată. Deși statul socialist vi l-a repartizat. Da. Câte camere? Două camere. Primisem încă o aprobare, deși îmi cumpărase tatăl meu o mașină. După ce am devenit campion mondial de juniori, am primit aprobare pentru Dacia, că știți că o aprobare costa foarte mulți bani la vremea respectivă. Da. Era aproape tot cât o mașină. Atâta se dădea pe sub masă ca să primești aprobarea? Da, da. Deci da. Și tovarășii care dădeau aprobare erau o filieră atunci, da, care nu trăiau rău deloc. Eu am primit-o... Am înțeles, dumneavoastră, dar oamenii obișnuiți... Color, video... Deci, statutul privilegiat al unui sportiv de performanță în România comunistă. Da. Într-un fel, regimul se legitima prin sportivii lui care făceau cinste țării în străinătate. Deci vi s-au dat destule, aveați 19 ani și când s-a produs declicul? După ce am întors din Cuba și o vameșă a găsit casetofoanele în geantă. Bine, și mie și lui Feri. Și ni le-a confiscat. V-ați cumpărat din Havana? Pentru că în București nu se găseau. Stăteam într-un hotel care avea magazine la parter. Vă dați seama că noi nu cheltuiam niciun ban din diurnă, fiindcă nu ieșeam din hotel, că... N-aveați nici timp, nu? N-aveai când. Adică noi eram pregătiți să boxăm, nu aveam când să vizităm orașul, să... Și practic le-am cumpărat din bine. Ne mai vânduserăm echipamentul, am vândut training-uri, tricouri, ghete de box, tot ce aveam. Cui? Italienilor, francezilor, canadienilor. Ei de ce cumpărau? Că le dădeam mai ieftin decât ar fi găsit ei în magazin. Aha. Noi, spre exemplu, până la finale, noi deja nu mai aveam decât maieurile cu România. Și cu ce ați boxat? Luam împrumut de la bulgari. Care... Doamne ferește! Bulgarii erau și ei tot, să zic așa, aproximativ în situația noastră și întotdeauna cu ei comunicam cel mai mult și... Mai le dădeam și noi împrumut, mai ne dădeau și ei. Și asta ca să vă faceți un mic capital, să vă puteți cumpăra exact, ceva. Exact, să ne cumpărăm și noi câte ceva. Și v-ați cumpărat câte un casetofon? Câte două. Câte două fiecare? Da, bine, aveam din acelea cu căști și normal. Și ați ajuns la vamă la București? Da, la Otopeni. Și vameșa? M-a întrebat prima dată, bine, erau învelite în training-uri ca să nu se spargă la transport. Și a văzut vameșa că e ceva acolo și a zis, ce ai aici? Și am zis, am două casetofoane, dar nu le mai scoateți. Eu mă gândeam că, nu știu, poate venind campion mondial, nu o să mai... Și mi-a și zis, a zis, cum nesimțitule, nu ți-e rușine, băi, nu știi că n-ai voie cu așa ceva. Și le-a desfăcut și le-a confiscat. A doua zi le-am primit înapoi, dar deja, așa cum se spune, fapta adică a fost și numai... Adică atunci s-a produs declicul. Atunci, să știți, m-am gândit că, uite-te și tu, orice ai face... Da. Și atunci ați hotărât că ăla, trebuie ăla, să o rupeți. Să știți că a fost deci momentul... Deci nu ați plecat pentru un ban în plus, cum pleacă, se zice și astăzi, foarte mulți români, dar eu cred că mulți nu pleacă pentru un ban în plus, ci pleacă să evite sentimentul de umilință cu care oamenii riscă să se întâlnească și azi, în fiecare zi, în diverse locuri. Eu cred că oamenii, dacă sunt tratați bine, chiar dacă, nu știu, chiar dacă n-au una alta, eu cred că mai pot să treacă peste exact. Asta. Dar în momentul în care umilești un om, atunci este greu să mai repari. S-a produs declicul, ați spus, nu asta e lumea în care vreau să trăiesc și să lupt. Da. Și ați hotărât că la proxima ocazie o ștergeți. Vă spun prima dată când n-am spus nici... A fost și un lucru, poate, în România, eu având o situație foarte bună, toți spuneau că dacă n-aș avea familia care să mă ajute, dacă n-ar fi tata, dacă n-ar fi
n-aș fi în stare să mă descurc singur. Cine deci, spune asta? Colegi de-ai mei, oameni cu care aveam tangențe. Bine, trebuie să-i înțelegeți și pe ei, bănuiesc că înțelegeți. Nici nu sunt supărat pe e vorba pe de anii 80, după 85, cea mai cruntă perioadă de foame și frig din istoria României, în care aristocrația, în ghilimele, din România, erau ospătarii, gestionarii, măcelarii, adică era o categorie de populație pentru care mâncarea nu era o problemă. În timp ce cunosc intelectuali pentru care puiul era o mare victorie sau o bucată de telemea. Ori dumneavoastră ați fost ferit de asta. Da, e cu atât mai interesantă opțiunea de a rămâne într-o lume în care nu v-ați trezit pierdut în ceață. Prima dată când m-am mutat la Leverkusen, am primit un apartament cu două camere, aveam un pat cu arcuri, dar era tot deformat, un dulap cu o ușă și un televizor, cred că atât de mare, alb-negru. Și mă duceam de multe ori acasă și plângeam de unul singur. Mă gândeam de multe ori că poate nu trebuia să fac ce am făcut, nu trebuia să plec, dar am fost și învățat, dacă plec pe un drum, să nu mă mai întorc. Și am zis, ok, chiar dacă am greșit, chiar dacă nu mi-e bine, trebuie să strâng din dinți și să muncesc să-mi fie bine. Când n-avem ați plecat, ați spus cuiva, măi, eu rămân în Grecia? Cu tata m-am întâlnit seara. Bine, mătușa care era juristă la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport a plecat la meciul de fotbal Austria-România. A fost chiar o seară înainte să plec eu. Și știam că și mătușa mea s-ar putea să nu mai vină înapoi și mi-era teamă să nu facă cineva vreo legătură și să nu mă mai lase să plec. Mătușa fiind sora tatei? Da. Și după Revoluție s-a întors? Nu, ea a rămas în Germania, așa cum stă tot în Germania. Eu, în momentul în care am ajuns în Grecia, Balcaniada era la Patras, așa se numea localitatea, nu era în Atena. Am încercat să iau legătura cu un prieten de-al meu din Franța, care rămăsese și el câteva luni înainte, îl chema Radu. Vroiam, bineînțeles, să boxez la Balcaniada, după ce se termina Balcaniada, să rămân. Radu, ce meserie avea? Nici o meserie. Numai că am rugat o recepționeră să-mi găsească un număr de telefon din Franța a acestui Radu. Întâmplarea a făcut ca recepționera să mă strige chiar când eram cu tot lotul în holul hotelului. În momentul în care m-a strigat și mi-a zis, domnule, v-am făcut rost de numărul de telefon, mi-am dat seama că puteau sesiza foarte mult ce s-a întâmplat. Doctorul mi-a zis, doctorul Radovici îl chema, mi-a zis, vino până la mine în cameră să-ți dau, mai ne dădeau vitamina C, vitamina D, vitamina... Doctorul Lotului. Doctorul Lotului Național de Box. În momentul în care am ajuns la el în cameră, mi-a zis, dacă aș fi mai tânăr, așa i-aș da și eu dracu pe toți. În momentul ăla am fost sigur că el 100% s-a prins. Bineînțeles, n-am răspuns absolut nimic. Ideea mea era să ajung în Franța, fiindcă îl cunoșteam pe antrenorul național ai Franței. După ce am ajuns în Paris, cei la care am stat acolo se ocupau cu haine furate, cu tot felul de afaceri de genul ăsta. Da. Și după două zile, Radu, după ce a văzut el așa, a mai povestit cu mine, m-a tot testat, m-a om cu experiență și mi-a zis, bă, Mihai, locul tău nu e aici lângă noi, face că o să te strigi de tot. Și a zis, ia du-te tu în Germania, că e mai bine acolo. Dar în Germania, cei de la Bayer Leverkusen, primii bani pe care eu trebuia să-i primesc, i-au dat unui român care a avut așa o artă de a-i păcăli și pe nemți și pe mine. 20.000 de mărși pe care nemții mi-au dat. Nemții de la clubul? Da, de la Bayer Leverkusen. Unde v-ați aronda și echipe. Românul ăsta făcea pe impresarul dumneavoastră și pe prietenul dumneavoastră? Da, prietenul, da, nu impresa. A luat banii și a dispărut cu ei? Nici n-am știut, eu am aflat doar după câteva luni, fiindcă după un timp, cei de la Bayer Leverkusen dădeau 500 de mărși pe lună, dar la început n-am știut, dar erau bani foarte puțini, 500 de mărci. Bine, primii 500 de mărci pe care i-am avut, i-am dat la cineva să-mi aducă permisul de conducere din România, că nu l-aveam la mine. Și l-a adus? Greu de tot, după vreo 6 luni. Și a fost o perioadă de 6 luni în care nu am avut voie să boxez. Exista, nu știu, un regulament internațional,
eu plecând din România. Astea au fost deci lunile grele, cele 6 luni până cele mai grele. Mi s-a dat drumul să boxați. Și, da. Dar la cetățenia română ați renunțat, pentru că altfel nu puteați primi cetățenie germană. Cei de la Federația Germană au stabilit să mă facă cetățean german ca să boxez pentru Germania. Atunci a trebuit să-mi depun renunțarea la cetățenia română ca să pot primi cetățenia germană. Și în câtă vreme ați primit-o? Dacă vă spun că sâmbătă după amiază am depus actele pentru cetățenie și luni dimineața la ora 11 am primit actul. Vedeți, vânătoarea de valori. Da, a fost. Și-au dat seama că veți fi campion pentru Germania, ceea ce ați și devenit. Am văzut că ei v-au schimbat numele, clubul, în numele Michael Löwe. Este traducerea numelui Mihai Leu. În Löwe înseamnă leu. Da. Deci dintr-o dată v-ați trezit neamțul Michael Löwe, care nu știa o babă nemțește. După ce am câștigat primul titlu al Germaniei, au scris într-un ziar Löwe campionul Germaniei, dar nu știe nicio babă germană. Dar la scurtă vreme a căzut cortina de fier. Ce-mi povestiți s-a întâmplat în 88. Păi, deci un an și ceva. Da, să știți că mie mi s-a părut o perioadă atât de lungă. A, da? Da. Mi-era atât de dor de țară. Deci dacă mă credeți, am avut zi. M-am trezit dimineața, eram în vacanță, n-aveam antrenamente. M-am urcat în mașină. Am venit până la granița cu România. Bine, eram conștient că nu pot să intru în România, că... Că nu mai ieșați. Așa, da. Erați condamnat în absență, cred. Da, fiind la club militar, fiind la Steaua, am primit o condamnare de 7 ani. Și am stat, cred că, nu știu, 2-3 ore, nu știu cât să spun, și m-am uitat cum intrau și ieșeau mașini din România. În ce vamă? La Nădlac. Asta e o secvență de cinema. Un sportiv singur în mașină la volan stă și privește cum intră și ies mașini din România. Formidabil. Dar oricine, domnule Leu, care a stat în afara României mai multe luni, vă poate înțelege. Imediat după Revoluție, în ianuarie am venit acasă. La cine v-ați dus prima oară când ați venit acasă? La mamă. A plâns când v-a văzut. Ei, cum să nu? Nimeni nu credea că va cădea comunismul și toată lumea va putea să vină sau să plece. Și cred că asta era cel mai rău, că dacă știi că poți să vezi pe cineva după 5 ani, măcar nu știu, știi că 5 ani trebuie să te chinui. Dar dacă te gândești că poate nu-l mai vezi niciodată. Cel mai frumos compliment pe care vi l-a făcut vreodată mama unui multiplu campion și care nu i-a văzut niciun meci, care a fost? A ținut așa cumva ascuns, dar am găsit în casă, când am fost, după ce a murit mama, un album, toate tăieturile din ziare, fotografii, tot ce găsea despre mine, tot a pus într-un album. Și tata? Bine, tata este, așa să zic, o fire mai dură. El a venit și în Germania, spre exemplu, înainte de Revoluție și oarecum așa am petrecut mai mult timp până la urmă cu el decât cu mama. Dar cum de l-au lăsat? Păi nu, a fugit peste graniță și el. Când? După ce ați rămas dumneavoastră? Da, a avut așa o călăuză care l-a trecut din România în Ungaria. Lăsându-și aici nevasta a doua și fetița? Da. Și după aia din Ungaria l-am luat eu. Și 89, deci v-a prins afară și pe tata și pe dumneavoastră. Da. Și acum tata e la Hunedoara, nu? Da. Și așa a început viața dumneavoastră a doua de cetățean român. Da. Și care, de ce a trecut de la amator la profesioniști? În 1991 am trecut la profesioniști. Vă chema Mihai Leu din nou? Nu, tot Löwe. Tot Löwe. Avusese multe oferte să trec la profesioniști. N-am vrut niciodată să fac asta. Dar într-o zi am zis, este clar că îmi trebuie o nouă motivație și am trecut la profesioniști. Și în 1997 ați devenit campion mondial la profesioniști, la categoria... Da. Semi-mijlocii. Aveați 29 de ani, aveați viața în fața dumneavoastră și destinul a făcut... Se schimbe toată viața. În repriza a treia mi s-a rupt tendonul care ține bicepsul de la brațul stâng. Am avut 2 operații și este unul dintre regretele mele în viață. Eu de obicei nu am regrete, fiindcă oricum știu că sunt degeaba, că n-ai cum să mai dai timp înapoi. Dar am acceptat să boxez prea devreme după operație. Câtă vreme trebuia să boxați? Țin minte că doctorul mi-a spus că pot să încep antrenamentele în octombrie. Iar eu în septembrie am boxat deja. Și meciul era cu accidentul în ce lună a fost? 22 februarie. Nici nu mai aveam încredere în lovitura mea de stâng, adică... Simțeați că nu mai aveți putere în braț? Aveam, spre exemplu, un aparat cu greutăți și puneam câte 1 kg în plus ca să văd cât pot să ridic.
Și în perioada aceea am ridicat maxim 8 kg. Ați constatat că lovitura asta directă a dumneavoastră de stânga nu mai e năucitoare? Nu. Ce era cel mai rău? Eu dădeam 2-3 directe de stânga una după alta. Că, practic, astea își surprindeau adversarul foarte tare, fiindcă foarte rar un om lovește de 2 sau de 3 ori cu același braț, că normal ai nevoie de spațiu, trebuie cumva să pregătești puțin lovitura. Deci la mine puteam să dau 3 stângi una după alta. Și pur și simplu să zic, după prima stângă, eu nu mai puteam să o dau pe a doua. Probabil, nu știu, ceva aici undeva se întâmpla ceva și practic îmi cădea brațul jos. Și ați predat titlul mondial fără luptă. Am lăsat titlul vacant, fără luptă, iar cei de la World Boxing Organization au spus că în momentul în care voi fi iarăși apt de meci... Și n-ați mai fost niciodată apt de meci. Nu. A fost ușor să vă retrageți? A fost... Să știți, incredibil de greu. O săptămână cel puțin nu puteam să închid un ochi noaptea. Am ajuns să iau somnifere, dar tot nu puteam să adorm. Până când am zis, până la urmă, asta e viața, trebuie să mergem înainte. E vorba aia, la 29 de ani. Și acum, maximum, cât trece până când se atinge sacul de box? Nu știu. Trece și un an? E, nu, chiar așa. În casa din Hunedoara, unde locuiți azi. Am sac de box, bineînțeles. Aveți sac de box? Mi-a plăcut boxul enorm de mult. Deci, chiar dacă și mașina mi-a plăcut foarte mult, și vă plac, rămâne pe locul 1. Aveți 51 de ani și până la 29 de ani, boxul a fost viața dumneavoastră. Zi de zi. Și atunci, la 29 de ani, a trebuit din nou să vă reinventați. Peste 5 ani ați intrat în povestea cu raliurile, ați devenit campion absolut la raliuri. Practic un prieten mi-a spus că firma Ford a adus 5 mașini de raliu și caută piloți. Și pur și simplu am sunat, mi-au dat o mașină să merg cu ea. Nu mi-am închipuit niciodată că voi ajunge pilot, că voi fi campion la raliuri. Nu, chiar nu m-am gândit niciodată. Mi se întâmplă vreodată noaptea să visați că sunteți în ring? Am visat într-o noapte, cred că acum vreo 2-3 luni. Vă amintiți vreo figură din cei cu care v-ați luptat? Sunt foarte mulți de care mi-aduc aminte, dar vă dați seama că boxez de la 9 ani, sunt mulți pe care nu mi-aduc aminte. Îl privați în ochi sau evitați privirea adversarului? Privirea și duelul acela al privirilor este un început care poate să fie bun sau prost. De obicei, cine câștigă acest duel pleacă cu un avantaj destul de mare. Dacă știi că ai un adversar psihic foarte puternic și știi că te poate domina cu privirea, să eviți. Da. Dacă știi că tu poți să-l domini, poți să intri în lupta asta. Poți să știi înainte de a încrucișa privirile? Noi, înainte de meciurile cu adversarii, în afară de faptul că primeam o casetă cu meciuri de ale lui, cu boxat, cu tot, primeam și foarte multe informații despre ei. Nu știu, are copii, n-are, unde trebuie. Da, și este bine să știi cât mai multe ca să știi bine, cum și poți să... Și dumneavoastră poate i-ați păcălit pe mulți cu figura dumneavoastră de... Vorba filmului, băiat cu minte. Diminețile unui băiat cu minte, meciurile unui băiat cu minte. Băiatul dumneavoastră, ce studii a făcut? Marco a terminat facultatea de educație fizică și sport. Ca tata? Că tata n-a apucat să o termine, doar a început-o. Ba, am terminat-o și eu. Unde? La Timișoara. După Revoluție? După Revoluție, da. Ați avut ambiția să o terminați. Da, chiar am fost coleg și am terminat toate cu Cosmin Contra, antrenorul național de fotbal. Și după ce am terminat, amândoi eram cu diplomele și am zis, bine, ok, și acum ce facem cu ele? Ați simțit vreodată ce înseamnă frica? Frica animalică, paralizantă. Dacă tu înainte de start te gândești la ce este rău, ce se poate întâmpla rău, tu nici nu poți să ai pretenția că poți să câștigi. Singurul sentiment de frică pe care l-am avut a fost să nu îi dezamăgesc pe cei care au crezut în mine. Să luptăm cu fricile noastre. Asta e lecția lui Mihai Leu. Dar acum 5 ani, practic, dintr-o dată ați aflat că aveți o boală gravă și v-ați întâlnit cu vulnerabilitatea fizică maximă. Prima dată când am auzit, normal că a fost un șoc, adică nici măcar nu mi-am închipuit vreodată sau așa, măcar o fracțiune de secundă să-mi treacă prin gând așa ceva. Am vorbit și cu mai mulți foști sportivi și să știți că sportivii se simt așa cumva invincibili.
De multe ori, nu știu, tu dacă ai reușit în sport și ai reușit să treci peste momente grele în sport și tot, se simt învingător. Tu crezi că niciodată nu ți se poate întâmpla nimic. Când ați fost făcut knockout de diagnostic, ce v-a dat putere să vă ridicați de la podea? Am avut norocul să am soția alături de mine, Marco, băiatul meu, deci tot timpul ei au fost, să zic, cel mai puternic suport. Prima dată cel cu care am vorbit a fost domnul profesor Irinel Popescu. Și în momentul în care am povestit cu dânsul la telefon, mi-a zis, indiferent ce aveți, eu vă fac bine. Atâta încredere mi-a dat ce mi-a spus, că nici măcar nu mi-a mai pus vreodată problema că nu poate să fie bine. Și de atunci a început un joc de șah. A fost puțin mai greu decât am crezut. Tot așa, ce am învățat de mic, să mă lupt și să nu cedez, asta trebuie să fac în continuare. Și nici măcar o fracțiune de secundă nu m-am gândit că nu voi trece peste. Asta înseamnă mentalitate de învingător, să nu te gândești niciodată că poate fi altfel decât bine, chiar și când îți e îngrozitor de rău. Știți că mai există o vorbă, nu știu, și când nu mai poți, tot mai poți puțin.